Bună ziua, mulțumesc pentru acest interviu. Începem cu analiza AmCeam publicată ieri, care arată că 2017 a fost anul cu cele mai mici investiții publice ca procent din PIB din ultimii 12 ani. De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Am văzut analiza AmCeam. De ce s-a întâmplat? Păi e simplu. Banii au fost relocați către alte capitole din buget. Bugetul de stat este bugetul general consolidat. Bugetul, în fine, banii țării, funcționează pe principiul vaselor comunicante. Iei dintr-un loc, pui într-un loc, trebuie să iei din alt loc. Sau de la populație, să aducă firmele, persoanele fizice, bani mai mulți. Au fost câteva măsuri populiste luate la începutul anului. Au crescut foarte mult zona de pensii și salarii, au ajuns la sume record, au ajuns la vreo 90 de miliarde aproape pe asistență socială. Cheltuielile statului. Da. Și spre 70 de miliarde la salarii. Deci astea au crescut foarte mult și ca pondere în PIB și nominal, cu miliarde bune. Aceste miliarde, 4-5 la salarii, 5-6 la asistență socială, au fost luate de la investiții. Nu există altă formulă. Pe de altă parte, și în 2016, când erați ministru de finanțe în guvernul Cioloș, a fost un an mai slab decât precedenții în ceea ce privește investițiile în marea infrastructură. Și guvernul Cioloș nu s-a remarcat printr-o mare atenție pentru aceste proiecte mari, cum n-am văzut nici anul trecut. Ce ați avut cu ele? Ce s-a întâmplat? Care a fost explicația? În 2016, investițiile au fost cam la același nivel. Investițiile, vorbim aici de două categorii de investiții din resursele publice, cheltuielile de capital în buget, care au fost cam la același nivel nominal. Asta înseamnă procent din PIB mai mic față de 2015. Undeva la 20 de miliarde. Iar pe partea de investiții europene au fost sume importante care au venit la sfârșit de perioadă de buget 2007-2013 și ele s-au văzut în economie, s-au văzut niște intrări semnificative. Ar fi trebuit ca 2015, 14, 15, 16, 17, începând din 14, să vedem intrări de fonduri europene de pe nou cadru financiar, 2014-2020. În 2014 a fost zero, absolut. Apoi vreo câteva sute de milioane. În 2016 am avut 6 miliarde, 5.900. 2017 a fost 5 miliarde, au mai scăzut. De ce investițiile nu merg? Ați văzut bugetul pe 2018? Colegii mei de la Hot News au făcut o analiză care arată perspective și mai sumbre pentru... Și aici vorbim de infrastructură, că aia ne doare pe toți. În ce cheie citiți această evoluție a investițiilor făcute de statul român? Pentru investiții, situația este absolut dramatică și pot să vă spun că pe diferite proiecte de investiții, că bun, ne uităm la suma globală, dar dacă ne uităm și pe proiecte anume, sunt sume infime alocate, sume atât de mici încât dezvoltatorii, constructorii nici măcar nu deschid șantiere la banii aia. Ei știu că nu se vor aloca mai mulți bani, că nu există mai mulți oameni și te înțeleg, nu se uită la un anumit post de televiziune să creadă niște cifre scrise pe o tablă, da? Și atunci, deci chiar și câteva sute de milioane alocate aici colo, ele sunt pierdute la sfârșitul anului pentru că ele trebuie returnate, da. Nu se vor apuca de lucru la asemenea sume mici. Dar care e explicația pentru această evoluție absolut catastrofală a investițiilor? Este vorba de prioritizare. Și știți că am început și am alocat foarte mult timp acestui subiect al prioritizării. Ne aflăm în situația în care avem foarte multe nevoi. Avem nevoie de autostradă între Moldova, Transilvania, de autostrăzi, de centuri ocolitoare,
Craiova, Sibiu, Pitești, deci avem nenumărate nevoi. Asta numai pe partea de infrastructură rutieră. Pe feroviar, da? Este o călătorie în timp, călătoria cu trenul. Așa. Acolo investițiile sunt de asemenea foarte, foarte costisitoare, foarte ample, miliarde și miliarde. Și atunci statul este incapabil să facă o prioritizare clară și să spună verde în față politicienilor, domne, nu îți dau nimic pentru zona aia, uite, toți banii îi voi mobiliza pentru 2-3 proiecte. Nu se face lucrul acesta, nu se face o prioritizare, se păstrează proiectele începute de toți miniștrii și vedeți cât de repede se schimbă miniștrii, da? Și atunci fiecare nou ministru vine și el cu proiectul lui. Eventual sprijinit de organizația județeană care îl trimite. Vă dați seama că așa ce se întâmplă. Da, fiecare. Și atunci suma asta, care nu e prea mare, pentru că veniturile publice ale României nu sunt prea mari, deci suma asta se împarte în nenumărate proiecte, cu sume infime pentru fiecare proiect, ceea ce face imposibilă continuarea sau începerea unui proiect. Vorbeați de incapacitatea statului român de a promova proiectele astea mari de infrastructură. Vorbim de un stat nereformat până la urmă. Și țin minte că chiar la începutul guvernării Cioloș și premierul, cred că și vicepremierul de atunci, anunțau ca prioritate zero reformarea administrației. Nu s-a întâmplat nimic în 2016, și premierii 2-3 câți au fost în 2017 au anunțat același lucru și doamna premier Dăncilă ieri a anunțat că reforma administrației este o prioritate. Dumneavoastră ați fost un an în acel guvern, ați văzut cum se mișcă administrația, o știați și dinainte din postura de la femei, ați făcut analize, care sunt zonele din administrația publică în care avem exces de angajați? Vorbim de administrație publică centrală, locală, sau exces de instituții? Că toată lumea, repet, vorbim de un diagnostic unanim acceptat, că statul român e prea gras, prea mare, are prea mulți oameni, prea multe instituții. Dar sincer, n-am văzut până acum o analiză asumată de un guvern care să vină și să spună, uite, aici e prea gras, aici e poate prea slab și mai are nevoie de întăriri, aici avem prea multe instituții, aici avem prea mulți angajați. Au fost ceva analize ale Băncii Mondiale chiar în perioada de dinainte de criză. E adevărat, dar ele nu sunt asumate la nivel de stat. Da. Acest subiect, nu știu dacă sunt prea mulți angajați la stat, cu siguranță sunt prea haotici. Dacă ne uităm comparativ cu alte țări europene, nu stăm neapărat cel mai rău. Dar cum este structurat sistemul, este unul dezastros, astfel încât statul pare într-adevăr foarte gras și că pune presiune pe privat. O mare problemă este aceea informatizării instituțiilor statului. Și aici am făcut eforturi supraomenești la un moment dat. Știți, fiecare instituție și-a creat o bază de date cu o firmă. Firma, da. O platformă, o interfață, ceva. Aceste software, platformele nu sunt conectate cu alte instituții Insulare. Da. Sunt insulare, da. Nu comunică între ele. Exact. Ca atare, statul este incapabil, tehnic vorbind, să își ia informații din propriul lui sistem. Și dumneavoastră, dacă mergeți la o instituție a statului, trebuie să-mi fac copie de buletin la toate. Vă cere să aduceți tot felul de alte acte pe care statul le are în sistemul lui. Dar nu este un sistem unitar. Cred că lucrul ăsta ar trebui să se schimbe și atunci percepția vis-a-vis de stat s-ar schimba semnificativ. Ceea ce ar trebui să se mai întâmple în administrația publică este o selecție la angajare, pregătire profesională continuă, asta lipsește cu desăvârșire. Și nu numai pregătire în domeniul strict în care activezi, ci în tot felul de domenii conexe, inclusiv în domenii de-astea mai de calitate, mai fine, așa, de comportament
interinstituțional. De există o, o mulțime de programe post-dru sau cum să numesc ele pe resurse umane în care milioane, cred, de, sau sute de mii de bugetare au fost duși la tot felul de traininguri. Sigur că munte. Multe dintre ele au fost la munte și la mare. Bun, la fel ca în, ca în filmele BD de pe vremuri. Oamenii n-au tratat subiectul ăsta prea serios și acum ne trezim că avem un corp de angajați la stat, nu numai funcționari publici, sunt foarte mulți contractuali, de fapt, care nu sunt foarte bine pregătiți. Deci, selecția, pregătirea continuă și serioasă, temeinică, limbi străine, nu se fac. Da. Nu se fac cursuri, nu se organizează cursuri. Parcă se dau și sporuri de limbi străine pe la stat, nu? Vă dați seama că asta e aberant. Se dau în anumite locuri spor de limbă străină, unde ar trebui să fie cerință la angajare, nu recompensă. Ce facem? Recompensăm oamenii că până la urmă se scolă dimineața? Normalitatea. Da, normalitatea este alta. Deci, cred că este vorba de o altă abordare. Funcționarii publici și angajații contractuali, întotdeauna i-am încurajat cât am lucrat în minister și parcă s-a simțit ceva. Să vină cu idei de jos în sus, să fie un sistem de ăsta de sus în jos și de jos în sus, cu două sensuri, în care să putem discuta despre problemele care apar la nivelul, la ANAF, da? Uh-huh. Ar trebui de la nivelul ANAF fiecare om să fie foarte determinat și să șeful de agenție la fiecare ANAF să ceară feedback întotdeauna de la angajați, să trimită mai sus, până la nivel de președinte ANAF. Uh-huh. Și tot așa invers. Apropo de ANAF, că ați adus discuția și de ce spuneați mai devreme de sistemele de IT. A apărut ieri un raport al Curții, al Curții de Conturi care reclamă faptul că la ANAF în 2016 nu s-au făcut, adică când era condus de, domnul Doroș, da, numit de dumneavoastră, mă rog, de premierul Cioloș, cred că premierul face numirile, nu s-au făcut acele investiții sau s-au stopat investițiile în informatizarea sistemului, ceea ce e o problemă, vedem și acum. Chiar azi un director sau nu știu ce oficial din ANAF spunea că sistemul e absolut la pământ. Da, mi-amintesc că ei au avut, trebuia să achiziționeze, să facă o achiziție destul de importantă pe IT. De servere, din câte știu eu, și softuri. Și mi-amintesc că situația nu a fost foarte bună. La un moment dat se cam blocase la nivelul secretarului general. Era un moment dificil. În momentul în care îți pui semnătura pe o achiziție de milioane, E... Ce le-a fost frică de DNA? Ce s-a întâmplat? Da, până la urmă, secretarul general și-a și dat demisia, a venit un alt secretar general, lucrurile s-au mai mișcat, dar la ANAF mai găsim o chestie ciudată cu o clădire, un proiect care era mult, mult, o valoare mult peste de vreo 7 ori mai mare decât ar fi prețul unei clădiri care e construită de sectorul privat și disponibilă pe piață. Care trebuia să fie noul sediu al ANAF sau ce anume? Exact, da. Cu etajele pentru servere, cu... Da, acest proiect l-am descurajat puternic. Prețul era de vreo 7 ori, minim 7 ori mai mare decât al unei clădiri pe care... Dar unde trebuia să fie clădirea asta? Ce clădire era? Era achiziționată sau un curs de achiziție? Nu, era un proiect. De construire? Da. Am înțeles. Și din cauza asta nu s-a mai făcut nici investiția în servere? Sau ele sunt legate? Nu legătură neapărat una de alta, dar apropo de investiții care nu au mers, adică erau niște investiții ciudate. La ANAF, într-adevăr, proiectul cu Banca Mondială, însă ar fi trebuit să funcționeze mult mai bine, dar 2017. Anul trecut nu s-a făcut nimic. Nimic, da. Ba dimpotrivă, eu înțeleg că li s-au cam spus că nu îi mai interesează acest proiect. Cui li s-a spus? Băncii Mondiale. Băncii Mondiale, adică cei de la ANAF din România au transmis Băncii Mondiale că nu îi mai interesează proiectul. Da. Aveți informația aceasta? Cam așa se știe în piață, da. Ce înseamnă asta, stoparea acestui proiect? Acest proiect avea mai multe componente. Dincolo de
partea de IT... Era și o reformă a structurii, a procedurilor, din câte știu. Avea multe componente de evaluare a riscului, de management, de rafinare a calității managementului. De exemplu, chiar eram în 2016 și l-am sunat dată pe Dragoș Doroș și zice, sunt la training cu Banca Mondială. Deci chiar se țineau serios de treabă și făceau aceste îmbunătățiri de calitate a managementului, începând de la președinte până la nivel de execuție. Și ANAF-ul are, la fel ca în orice guvernare, dar acum cu atât mai mult când bugetul e întins la maxim pe revoluția fiscală, de legea salarizării unitare și de alte măsuri, ANAF are o importanță extremă în colectarea banilor pe care apoi guvernul foarte importantă. Și toți spunem că veniturile publice sunt scăzute, dar nu e cazul să creștem taxe și impozite. Hai să le colectăm bine pe astea care sunt în vigoare și apoi să ne uităm dacă mai sunt și alte măsuri la dispoziție. Dar tot despre ANAF, uitați-vă sediile cum arată de rău. Am avut discuții cu sindicatul din ANAF. Nu au uniforme, nu au nici măcar legitimații. Adică ANAF-ul ar trebui condus de o echipă de profesioniști un număr de mulți ani. În felul acesta în care ea este politizată și politicienii nu ezită să folosească instituția în scopuri, altele decât cele normale, ANAF-ul nu poate să fie instituția de care România are nevoie și este o instituție cheie. Dar apropo despre achizițiile din 2016, să nu uităm că atunci s-a aprobat și legea achizițiilor și cu toate. Deci asta a mai fost un scurt circuit în... Care a întârziat acele legea investiții. Legea achizițiilor stătea în Parlament de un an jumate. Am vorbit de legea salarizării unitare, de impactul ei pe buget, de revoluția fiscală promovată anul trecut de ministru Mișa, dar anul ăsta, începutul de an, a adus un șir de OUG-uri, de HG-uri prin care s-au reparat defecțiunile produse de, în salarizarea bugetarilor. Noi nu știm în momentul ăsta, poate aveți dumneavoastră idee care va fi impactul lor bugetar al acestor peticiri de la începutul anului și până acum? N-am văzut impact bugetar. Nimeni nu vorbește despre impact bugetar. Dar dumneavoastră ce impact bugetar vă așteptați? Aveți experiența asta de ministru? Știți să vă uitați în cifre? Știți să vă uitați în execuțiile bugetare? Știți să faceți niște proiecții? Cum vă așteptați să se încadreze anul ăsta în țintele asumate? Ceea ce pot să spun este că se peticesc niște erori. S-au făcut, s-au dat niște OUG-uri pe repede înainte. Au constatat că au stricat tot felul de alte mecanisme, da. Și pe unele încearcă să le repare. Repararea lor este costisitoare. Asta, da? Exact. Bugetul, așa cum arată el pentru 2018, care oricum pare că pe zona de asistență socială sumele sunt subevaluate cu câteva miliarde. Deci vă așteptați la o rectificare. Ați văzut că au început cu măsuri administrative brutale, iar să ia toți banii de la companii. Dar dacă acum un an acești bani erau 2,1 miliarde, anul acesta banii suplimentari sunt numai 1,2 miliarde. S-au inversat cifrele. Deci, pentru acele companii n-au mai crescut, n-au mai avut de unde arată să facă... Arată și datele privind profiturile de anul trecut. Asta e altă poveste despre investiții, că nu face nici statul la nivel central, companiile lor și privatul, face treaba. Da, impactul, aceste cosmetizări vor avea un impact bugetar. Au costuri, da. În buna practică nu există un impact declarat, miniștrii nu vorbesc despre despre impact. Câți oameni sunt vizați? Cât înseamnă în bani? Nu. Deci discutăm despre articole de lege, articolul X, Y modifică, dar nu înțelegem ce se întâmplă. Dar cu siguranță impactul este și, după cum spuneam, dacă încă de la aprobarea bugetului constatăm câteva miliarde
subfinanțate sau nerecunoscute la partea de cheltuieli, ne așteptăm la 1, 2, 3 miliarde suplimentare din aceste corecții. Care să fie suportate de undeva. De la vine investiții. Și de la investiții, probabil. Da. Așa cum a arătat-o practică în ultimilor ani. Vă așteptați ca și legea noua lege a pensiilor, anunțată încă de acum un an, să pună și ea presiune anul acesta sau eventual din 2019? Adică să aducă niște cheltuieli suplimentare față de ce există acum cu pensiile? Probabil că va pune o presiune suplimentară, că acesta este... Adică nu ne așteptăm la tăieri de pensii, nu? Nu ne-am așteptat nici la tăieri de salarii, s-au întâmplat. Dar probabil că va fi o presiune. De altfel, știți că au avut termenul pentru legea pensiilor a trecut. În campanie, în 2015, în 2016, vorbeau de legea pensiilor care să apară mult mai repede. Și iată că întârzie, tocmai din cauza impactului. Codul fiscal aprobat în 2015 și prin care s-au redus o serie de taxe și impozite, cu un impact de vreo 10,2 miliarde de lei, dacă nu mă înșel. De acolo s-a pornit acest trend de reducere a cheltuielilor de investiții. În paralel, au fost o serie de măsuri de creștere a salariilor. Îndrăznesc să vă contrazic, scăderile de investiții, ca pondere din PIB, da, dar și nominal, au scăzut constant din 2013. Deci chiar și înainte de aprobarea acelui cod fiscal în 2015. Pentru că au mai fost tăieri de taxe și impozite. În 2014 a fost pe contribuții. Uh-huh. Da? Au mai fost ceva majorări. S-a reintrodus creșterea pensiilor conform legii pensiilor. Uh-huh. Să ne amintim că în perioada 2009-2012 pensiile nu au mai fost indexate. Așa e, se tot amână indexarea. Da? Și atunci, în momentul în care s-a revenit la indexarea pensiilor, ceea ce e foarte... Adică totuși pensionarii au fost cei mai afectați, da, în perioada asta a crizei și după aceea au plătit factura în mare măsură. Deci, pe de o parte, revenirea unor indexări, reducerea unor taxe și impozite, ne-au adus în faza în care nu mai ai bani. Și vă așteptați... Prioritizarea, da, investițiilor, nu. Fiecare, da, vrea să construiască o autostradă până la cer, în plus față, da, de cele deja în lucru, și asta e soluția. Vă așteptați pentru anul ăsta sau unul viitor la alte modificări radicale de politică fiscală, apariții de taxe impozite noi sau creșteri de taxe și impozite noi? Sau dimpotrivă, poate scăderi? Se tot vorbește despre acest impozit progresiv pe venit. Este posibil să apară. Credeți că e în stare ANAF-ul, așa cum arată el acum, ar fi un dezastru să colecteze... Nu e în stare și nu e în stare nici cetățeanul să depună toate, să-și facă toate aceste acte, să le... Nu, deci... Da, credeți că e vina la cetățean? Că deocamdată am văzut ce s-a întâmplat cu declarația 600, unde statul a creat un mecanism atât de complicat pe care el însuși a trebuit să-l modifice, să-l amâne, să-l abroge, pentru că era de neînțeles pentru cetățean. Dar nu prea a fost abrogat. Mă rog, amânat și se regândește. Și, da, da. Păi, cred că, desigur că nu-i vina cetățeanului. Din moment ce toată birocrația asta este atât de stufoasă, te pune pe drumuri, nu există informatizare, nu există o mai bună îndrumare a contribuabilului. Dacă am merge pe un sistem informatizat, atunci am avea mai multe resurse la ANAF care să acorde asistență contribuabilului. Nu se întâmplă lucrurile astea. Dar să revenim la impozitul progresiv, este posibil să apară. Sunt tot felul de informații în sensul acesta. Cred că ar fi o eroare, în primul rând, din punct de vedere administrativ. Să ne amintim că în 2003 a fost introdus impozitul pe venitul global.
Toate agențiile, sediile ANAF erau și în 2005 încă pline de saci cu formulare, declarații. Formulare depuse, scrisori trimise și încă neprocesate. Uh-huh. Atunci informatizarea era chiar mai scăzută, scăzută da. Decât acum. Da, deci este, ar fi absolut criminal pentru contribuabil. Credeți că scăderea cu încă un punct procentual a TVA-ului pentru 2019, așa cum e asumată în programul de guvernare, e fezabilă în condițiile astea? Păi, ea trebuia să se întâmple în 2018, nu? Sau 17? Nu mai știu lucrul. 17 lucrul trebuia să se întâmple. Deja a fost amânată. Eu aș pleda pentru TVA la nivelul actual, dar pentru o mai bună colectare și pentru direcționarea acestor bani către zonele care ne dor. Educație, uh-huh. sănătate. Oricum, un punct de TVA ar putea fi undeva pe la 1,5-2 miliarde de lei. Depinde de colectare. Eu aș prefera să plătesc, să nu beneficiez de un TVA de 18%, ci de 19% când mă duc și fac orice cumpărături, dar banii aceia să fie alocați către educație. Da? Adică nu se mai poate. Vezi, cele mai șocante imagini sunt acelea cu copii care merg la școală kilometri pe jos în fiecare zi. Așa ceva nu se poate să mai existe. Haide să ne apucăm de niște domenii de-astea clare. Să ne uităm la România de mâine. Ok, astăzi este, avem ce avem. Noi suntem. Dar cum o putem construi și pentru mine? Deci nu cred că vor reduce TVA-ul, că n-au de unde. Și părerea mea este că nici n-ar fi o măsură binevenită. Apropo de România de mâine, facem o trecere la România 100. Am văzut că ați participat la Alba Iulia, la o întrunire a membrilor, a simpatizanților România 100 de acolo. Ce rol aveți mai exact formal în această inițiativă, în acest ONG? Sunteți membru al platformei da? România 100. Ce e în momentul ăsta România 100? Mai exact, România 100 este un ONG exact. Care e pe cale să devină partid, nu? Nu, ea va rămâne, platforma România 100 va rămâne un ONG, uh-huh. unde se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Se întâmplă tot felul de proiecte, uh-huh. prin care oamenii care se pricep, da. Știu meseria, construiesc proiecte pe adică diferite domenii, pe sănătate. Dați-mi un exemplu. De exemplu, pe zona de economie antreprenoriat, uh-huh. ne uităm la modalități pentru reducerea poverii administrative. Uh-huh. Este un concept bine definit în literatura de specialitate, înseamnă că orice om, fie firmă, fie persoană fizică, petrece o mulțime de ore în raport cu statul, uh-huh. să obțină avize, autorizații, da. Certificate. Zona de compliance. Da. România în acest ranking internațional nu stă foarte bine. Uh-huh. Și într-adevăr, ăsta este lucru pe care l-am în ani de zile de lucru în România, am constatat că era principala plângere a mediului privat. Și ce faceți la România 100? Aveți un grup de lucru care exact. Se ocupă de da. Promovarea unui pachet legislativ, unei exact, propuneri măsuri. De pachet primul rând, legislativ. Trebuie și cine să implementeze lucrurile astea? Păi, asta sunt și măsuri care nu necesită neapărat o lege, dar această lege ar putea fi implementată, desigur, în momentul în care persoanele care susțin acest proiect merg în zona de politică și se înființează partidul. Care am înțeles că se va înființa în vară. Da, după cum a spus colegul meu, Dragoș Păslaru. Dragoș. Veți intra în acest partid? Cred că da. De ce? Pentru că am constatat că, într-adevăr,
A face politică este singura modalitate de a crea proiecte și de a le implementa. Dacă mă întrebați acum câțiva ani despre politică, v-aș fi răspuns categoric nu. Pentru că aveam impresia că, și probabil că mulți au această impresie, că în politică merg numai oamenii care habar n-au să facă ceva, se încolonează într-un partid în spatele unui șef puternic și de acolo primesc tot felul de avantaje, sinecuri. Dar da, aveți dreptul să fiți membru al unui partid politic în momentul ăsta, având în vedere cariera dumneavoastră? Puteți face parte dintr-un partid? Probabil că vor trebui luate niște decizii, va trebui să iau niște decizii. Mm-hmm. Deci ne așteptăm să vă părăsiți postul ca să vă întoarceți în România. Cine va conduce acest partid? Domnul Cioloș? Aveți un răspuns în momentul ăsta? Nu am un răspuns în acest moment, dar cu siguranță dumnealui este beneficiază de o notorietate și de o imagine foarte bună și chiar este un om extraordinar. Mm-hmm. Dar chiar, domnia sa pe unde? L-ați mai văzut? Ați mai știți ceva? Că n-a da, fost da, lucrăm, așa de... Lucrăm și da? Este foarte implicat și în toate aceste proiecte. De fapt, dorința dumnealui a fost întotdeauna. Unii ne-au criticat că suntem prea înceți cu partidul. Poziția domnului Cioloș a fost aceea, că nu trebuie să înființăm un partid de dragul de a înființa un partid. Se pot înființa, într-adevăr, puteam în 6 ianuarie 2017 să depunem actele pentru un partid. Nu era problemă. Dar dumnealui și noi toți am gândit că, într-adevăr, trebuie să venim cu o ofertă concretă. Uh-huh. Uite, am făcut asta, știm să facem lucruri, în continuare vrem să facem lucruri. Și asta este oferta noastră. Asta e viziunea noastră despre societatea românească. Așa vrem noi să arate România peste câțiva ani și așa vrem să o ducem acolo. De aceea ne lansăm în politică. Și când vă veți lansa mai exact către cetățeni această ofertă cu ocazia europarlamentarilor? Sunt primele alegeri la rând, nu? Anul viitor, în primăvară. Probabil 2018. Că până atunci, da, va fi... Adică, întrebarea e așa... Probabil că acela va fi primul test. Primul test. Veți participa, partidul va participa singur sau într-o coaliție la europarlamentare? E prematur să discutăm. Mm-hmm. Veți candida pentru europarlamentare? Luați în calcul lucrul ăsta? Aici asta nu aș putea să vă spun. Ok. Iar ultima întrebare e legată tot de alegeri, pentru că totul în 2019, anul viitor, avem alegeri cruciale. Dacă europarlamentarele sunt încălzirea, urmează prezidențialele. Credeți că partidul va merge singur cu un candidat la prezidențiale? Care e curentul de gândire în interiorul partidului acum? Nu am ajuns atât de departe. În interiorul ONG-ului. Da, nu am ajuns atât de departe. Cred că aceste decizii trebuie luate după analize serioase. În regulă. Mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc!